Aș să citesc un singur verset în această dimineață. Îl găsim în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 4. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, Destul! Acum, Doamne, i-am sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Vom continua în această dimineață serialul din viața lui Ilie și subiectul pe care îl vom discuta este descurajarea lui Ilie, despre descurajarea care bate așa des la poarta fiecăruia dintre noi. Sunt oameni care se plâng, viața este grea, slujba este dificilă, Familia devine imposibilă. A trăi este așa de greu astăzi. Unii spun că și să morie e foarte greu și foarte scump. Nici cum nu e bine. Și ducând poverile astea multă vreme, cădem în descurajare. Nu vedem nicio altă soluție și, ca și Ilie, spunem că nu mai are rost să luptăm ne așezăm sub umbra unui ienupăr și vrem să murim, vrem să încheiem odată pentru totdeauna calvarul ăsta care nu se mai termină. Este o campioană de tenis, Martina Navratalova, care a spus următoarele cuvinte, sunt învingător și învinși. Și dacă alegi să fii un învins, viața ta va fi marcată de singurătate. Când ești un învingător, trebuie să stabilești un standard de excelență oriunde te duci. Trebuie să lupți împotriva oboselii, a intimidărilor, a tendinței omenești să lași lucrurile mai moale. Trebuie să fii în stare să faci față mereu și mereu unor mai mari performanțe, una după alta. Este extenuant și nu cunosc prea multă lume amatoare de un asemenea efort. De aceea sunt așa puțin învingători și foarte mulți învinși. Ne dăm bătuți. Ne dăm bătuți. Vom studia puțin din viața lui Ilie acest fenomen, descurajarea unui profet. Primul lucru care vreau să-l menționez este că descurajarea aceasta lui Ilie, vine întotdeauna pe fondul, cum vine și în viața noastră, atunci când suntem obosiți, când suntem extenuați, când suntem epuizați fizic, mental, emoțional. Momentul Carmelului a fost un moment extraordinar în viața lui Ilie. Cred că Ilie s-a simțit ca noi românii după Revoluție, nu? În 1989 a venit Revoluția, a picat dictatorul, și a doua zi, de a doua zi o să înceapă fericirea, nu? De a doua zi o să înceapă o altă lume. O să fie bogăție și libertate și fericire pentru toată lumea. Culmea, și n-a fost așa deloc. Cred că același fenomen s-a întâmplat cu Ilie. A doua zi după Carmel, Ahab e tot pe tron, doamna Izabela e bine mersi, nu? Poporul care a asistat la focul care a venit din cer, ca răspuns la rugăciunea lui Ilie, a plecat acasă cam tot așa cum a venit. Că oamenii nu se schimbă peste noapte. Inima noastră nu se schimbă peste noapte. Este o inerție, o roată din aia uriașă. Nu ne schimbăm noi opiniile așa. Wow, a fost ceva fantastic, dar trebuie să ne mai gândim noi până când schimbăm felul de a fi. Cred că Ilie s-a trezit a doua zi în aceeași lume idolatră în care a fost până atunci. Este și amenințat, aleargă, fuge departe de, de Izabela care îl amenință și întotdeauna să știți că descurajarea vine pe fondul oboselii, pe fondul extenuării noastre fizice, emoționale și mentale. Întotdeauna diavolul ne duce descurajarea pe poarta asta. N-ați auzit oameni care spun, Aș, sunt așa de obosit? Ești la un pas de descurajare. Vezi că nu se mai termină chinul ăsta, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică și o formă. are luni, marți, miercuri. E un fel de tobogan din asta care tot alune și iar o ia la vale și urci și are pici și are te întorci. Să învârte roata asta în continuu. Aceeași mâncare trebuie să o faci din același frigider, la același magazin. Iară curăți cartofi, iară mănâncă toată lumea și nimeni nu zice thank you, nu? Iară s-au murdărit hainele, iară trebuie spălată. Și într-o zi, ți se pare, asta e prea de tot. Încep să fii obosit, bate descurajarea la ușa ta în momentele acelea când ești descurajat, când ești obosit. Întotdeauna descurajarea vine în viața noastră când suntem obosiți, extenuați fizic, mental și mai ales emoțional. Cred că momentul acesta a Carmelului l-a epuizat pur și simplu pe Elie de toate energiile. A fost fan, probabil, la început, când a mai râs de prorocelul lui Bal și a făcut mișto de ei, cum zic românul, zic românul, a făcut mișto de ei și a bătut joc de ei, nu? zice, strigați mai tare, o fi tare de urechi, o fi plecat undeva, doarme, se gândește. A fost fan. Dar să omori 850 de proroci mincinoși, nu cred că a fost prea ușor. Nu? Cred că eu mai dat ajutor și alții lui Ilie, dar cred că pionul principal la treaba asta a fost Ilie. Și apoi trebuie să te și rogi de șapte ori până pică ploaia din cer, nu e așa? Să stăruiești înaintea lui Dumnezeu. Ahab plece să pleacă să mănânce, poporul pleacă și el acasă, dar Ilie stă pe munte până vine ploaia. Este epuizat. Pe urmă vine puterea Domnului peste el și fuge alătura de carul să ține în pas cu caii lui Ahab. Este normal că la sfârșitul zilei nu mai este niciun pic de energie în, în Ilie. Și apoi, dezamăgirea aceea totală. Ai crezut că acum, în ziua asta, se va schimba complet toată națiunea? tot o să se pocăiască și de a, a doua zi o să fie numai Sfințenie Domnului peste tot. Și nu s-a întâmplat mare lucru, nu e așa? Vine întotdeauna peste noi această naivitate, nu știu de ce. Ilie vede situația în mod naiv. El nu își dă seama că după vârful muntelui urmează valea. Știți că nu poți să stai pe vârful muntelui multă, multă vreme. Vârful munților nu, nu sunt făcute, vârfurile munților nu sunt făcute să locuiești pe ele. Te duci, vezi și pleci. nu e așa? te uimești, să schimbă ceva în perspectiva vieții tale, dar te întorci în vale, te întorci la viața obișnuită după aia. Trezirile spirituale, spun istoricii, cele mai mari au ținut două săptămâni. După două săptămâni vin falsurile. Pe vârful muntele se stă puțin. Trebuie să te întorci înapoi la realitate, la vale, și pe vârful muntelui începem să credem că suntem mai mult decât suntem noi de obicei, nu? Evaluăm în momentele acelea de, de extaz și de bucurie, de victorie, de izbândă, avem niște vederi globale, dacă vreți, din vârful muntelui. Și asta este naivitate din partea noastră nu să stă pe munte. Pe munte să stă foarte puțin. Țin minte că a venit odată un șmecheraș așa la Chicago, la mine, zice, hei, pastore, zice, numai voi ăștia puteți să stați acolo la învonie, așa, în alt, aerul rarefiat acolo, numai voi rezistați. I-am zis, da, muștele mor aici. <laughs> pe, voi vârful de munte. Ia. Nu poate sta oricine. Dar vârful ăsta de munte este și extrem de periculos pentru că poți să-ți faci o idee naivă despre realitate. Realitatea nu este numai vârful acela, este și valea, este obișnuitul. Trebuie să cobori de acolo. Ilie se retrage se duce în însingurare. Există o, o diferență foarte mare a fi însingurat sau singur. Între singurătate și însingurare. Când suntem singuri, este bine să fim singuri. Să ne luăm timp să fim singuri cu Domnul. Și asta ne fortifică și ne apropie de Dumnezeu. Dar când suntem însingurați, suntem și fără oameni și fără Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat în viața lui Ilie. Se retrage cale de o zi drum de o zi. Își lasă slujitorul și mai merge o zi, până găsește un pic de umbră, sub un ienuper, sub un fel de șneapă dacă vreți. O umbră rară, puțină, dar probabil era singura care exista în locul acela arid. Să pune sub umbră aceea săracă și puțină și vrea să moară se autocompătimește. Este singur. Am rămas eu singur. Când vine Dumnezeu să-l cerceteze, declar, am rămas eu singur. Nu a mai rămas nimeni. În al patrulea rând, Ilie dobândește o idee distorsionată despre sine însuși. Și întotdeauna descurajarea distorsionează imaginea despre noi înșine. Când suntem descurajați, atunci nu mai suntem buni de nimic, Acum, atunci nu mai putem să facem nimic, nu mai este nicio soluție. Știți ce spune Ilie când vine Dumnezeu la El? Zice, nu sunt mai bun ca părinții mei. Nu, no, eu nu sunt mai bun ca părinții mei. Ți-a cerut cineva să fii mai bun ca ei? Nu. Nu s-a cerut nimeni să fii mai bun ca taicător. Nu-i așa? Știți că avem tendința întotdeauna să ne comparăm cu alții. Culmea. În timp ce credem că toată lumea e cu ochii pe noi, fugim și ne izolăm. Nu pot oamenii să fie cu ochii pe noi pentru că nu suntem acolo. Am, am fugit, ne-am ascuns. Ok? Ne-am ascuns. Pe Carmel, când coboară foc din cer la rugăciunile noastre, credem că suntem mai mult decât alții, mai bun decât părinții noștri, la care n-a venit nici măcar o scânteie din cer la rugăciunile lor. A, religia asta bătrânilor. E, noi, când ne rugăm, foc din cer vine la noi. Când ești însă sub enupăr, așa, singur, ai o cădere masivă în proprii tăi ochi și descoperi că nu ești mai bun ca taică cu nimic. Cu nimic. În adolescență, aproape fiecare dintre noi am descoperit când suntem mai deștepți ca părinții noștri, așa -i? bar n-aveau, Erau needucați, inculți. Pe urmă, am mai trecut ani și am descoperit că ăștia totuși știu câte ceva și ar fi bine să întrebăm. Așa din când în când, dar nu tare să creadă ei că noi chiar avem nevoie de ajutorul lor. Și într-o zi când descoperim că ăștia totuși știu ceva despre viață mai mult decât noi, am mai vrea să întrebăm, dar nu mai avem pe cine. Că au plecat. Au plecat din lumea asta. Și acum spunea unul dintre păstorii la Florida, zice, bătrânii sunt ca vulturi, întineresc ca vulturii și apoi și-au zborul. Pleacă. Așa tineri și pleșuvi, vulturi, vulturi pleșuvi. Cred că în viața asta ar trebui să îl luăm pe Dumnezeu mai în serios și să mai râdem de noi înșine și să nu ne luăm noi chiar așa de în serios, după câte un carmel, după câte o victorie, după câte o reușită la examen, după un deal foarte bine condus și niște bani mulți câștigați. Să știți că întotdeauna victorile astea sunt foarte înșelătoare. Ne, urtă, ne, ne uităm la ceilalți oameni, așa de pe vârf. A, ăștia bar n-au, domne, cum să fac banii în America. Ăștia bar n cum să iau o diplomă de master, doctor sau cine știe ce specialist în temirce. Nu? De pe vârful ăsta ne uităm la alții, de sus, și ne crede mai mult decât ceilalți. Și apoi ne ia Dumnezeu cumva și ne duce sub un nupăr undeva, vine descurajarea peste noi și începem să vedem că nu suntem cu nimic mai buni decât ceilalți. Și este o terapie, umbra asta de nupăr foarte bună, că te mai aduce la realitate. Te mai aduce între oameni obișnuiți. Dar întotdeauna descurajarea ne distorsionează imaginea de noi înșine. O, nu suntem buni de nimic, nu mai putem face nimic, vrem să murim. Apoi, în al cincilea rând, descurajarea ne face să fugim de responsabilități nu mai aveam chef să facem nimic. Fugim de rutina vieții la descurajare. Pai să mai gătească și bărbatul ăsta meu. M-am săturat trei mâncăruri pe zi. I'm sick and tired. Să mai mănânce din frigider. La McDonald's cu el. Ok? Nu, fugim din rutină. Nu mai, am, am obosit, nu mai vrem să facem. Um, am citit despre Spurgeon, marele predicator, a fost așa, într-o depresie așa de majoră, că n-a mai vrut să meargă la biserică, deloc. Au venit diaconii și l-au dus pe sus, și l-au dus la un von. L-au dus cu forța la biserică. Nu mai vrei să mergi la biserică, nu mai vrei să vezi pe nimeni, nu mai gătești, nu mai speli, nu te mai duci în concediu, nu te mai întâlnești cu prieteni, nu mai dai un telefon... Descurajarea ne face să fugim de responsabilitățile care le avem în fiecare zi. De sub enupăr, îl găsim pe Ilie într-o într peșteră. Nu era umbră destulă, probabil domnul a zis, hai să te duc într-o peșteră unde e umbră și recoare bine. Cred că era supraîncălzit acum Ilie. Trei zile a tot mâncat și a băut ce a dat domnul. Și a dormit bine și acum domnul l-a aduce într-o Și și care a fost prima întrebare a domnului? Ce faci aici, Elie? Și Elie parcă era băiatul meu. Nothing, spune Nothing. Nu fac nimic. <laughs> parcă sunt copiii noștri. Ce faci? Nothing. Nothing. Într-o zi a spus-mă, dacă o să faci tot nothing, o să devii expert în nothing. O devii specialist în nimicul, dacă tot nimic faci, nu? întrebarea Domnului pentru Ilie este foarte profundă. Ce faci tu aici? Pentru că Ilie era un proroc, era profet, el trebuia să facă ce face un profet. nu e așa? Și el zice, nu fac nimic, stau aici, în peșteră. Descurajarea ne scoate din activitatea slujirii, din rutina zilnică. Ne pune pe raft, ne pune în borcanul de spirt, ne pune la conservat. Eu nu mai fac nimic, eu nu mai predic, nu mă mai rog, eu sunt supărat, stau pe bancă sau nu mai vin. Credeți-mă că am avut asemenea momente în viață, slavă Domnule, că aici nu mi s-au mai întâmplat la Agape, dar l-am întâlnit pe fratele Druhora la Hollywood și ne-am plâns unul pe umărul celuilalt ne-am dat seama că amândoi am fost eliminați. <laughs> am fost eliminați. Aveam de gând să ne mai întâlnim. Poate că l invit pe la noi, poate mai plângem împreună aici un pic. Ne ducem aminte de vremurile alea, dar uh, am avut momente în care am spus, Doamne, nu te supăra, m-aș duce oriunde. Nu m-am luat biserica asta ta nu mă aș duce. <laughs> am avut, cred că vreo două ori, m-am ridicat de pe bancă și am plecat acasă, mijloc ore de rugăciune. Am plecat de acasă, n-am mai rezistat. sunt momente de genul ăsta în care la descurajare fugim de responsabilități. Țin minte că la Chicago am predicat într-o vreme în care mi-a fost așa de greu, foarte greu. Aveam niște dușmani, nu numai că Vociferau în timpul predicii mele și se puneau așa pe primele bănci ca să-i văd bine. <gântu -i> Îmi trimiteau bilețele la învon cu înjurături și blesteme și mă rugam, Doamne Iisuse, cum să mai pot eu predica în halul ăsta? Asta este biserica ta? Se minte că domnul i-a dat o idee odată, pentru că tot primeam bilețele astea la Anvon, am anunțat, când primiți un bilețel, să-l dați mai în față, citiți-l prima dată. <gântu -i> și pe urmă îl dați mai departe, dacă sunteți de acord cu el. A, n-a mai scris nimeni bilețele absolut deloc, din momentul ăla. A, au câteva săptămâni, după care a venit ideea. Le lipeau cu gumă de mestecat pe ușa biroului așa că tot aveam parte de ele, dar cel puțin le găseam după predică. Și era în mare avantaj, nu? Pentru că la descurajare îți vine să nu mai faci ceea ce faci. A predice ei, roagă se ei, meargă ei, fac alții, nu? Le lași baltă toate. În al șaselea rând, dăm vina pe alții pentru situația noastră dăm vina pe alții pentru situația noastră. Întotdeauna am descurajat, îi acuză pe alții pentru descurajarea lui, pentru situația în care el se găsește. Poporul ăsta tău a păcătuit, au părăsit legământul, au sfârmat altarele, au omorât pe proroci și acum vor să, și pe mine, ultimul. Vor și pe mine, ultimul proroc să mă omoare. Ăia azi devină, toată neamul i devină, toți românii îți devină, domnule, dintr-o dată, nu? Apoi America i devină. nu e așa? Dăm vina întotdeauna pe alții pentru uh, situația în care noi ne găsim. Singurul credincios care am rămas sunt eu. Toți sunt niște păcătoși, <laughs> mizerabili. Așa? Știți că atunci când ajungi la concluzia că ești singurul neprihănit, toată lumea era. Nu? Toată lumea era. Și ai, ai, dreptate acum să-i critici, că zrâi, domnule. nu așa? Tu ești singurul neprihănit. Să știți că când dați pe unul din peste unul de astea care critică pe toată lumea, să știți că el are niște păreri foarte înalte despre sine, de fapt. Că dacă el, el este pe un fel de carmel a lui, așa, imaginal, probabil. N-a ajuns sub ienupăr. Dar mincănași, cum zice românul, o să ajungă. O să ajungă acolo. Te vei uita de sus la alții. Există caricaturile acelea foarte simpatice Mercy și Charlie Brown. Nu? De la Pinaț. Uh, să întâlnesc cei doi. Uh, Mersi cu Charlie Brown și uh, Charlie întreabă, ai fost la școală? Cum a fost la școală? Groaznic, teribil. Zice, m-a dus de urechi la directorul școlii. Și zice, numai tu ești de vină. <laughs> zice, cum eu? Că eu nici măcar nu merg la școală cu tine. Zice, da, dar tu ești singurul meu prieten și ar trebui să ai o influență mai Pozitiv asupra mea. Găsim vină la alții pentru temiri ce? Atunci când suntem în situația în care ne aflăm. În al șaptea rând, descurajarea ne face să vedem neclar realitatea, exagerăm lucrurile negative. Dintr-o dată lucrurile negative devin mari și alea pozitive mici. Credem că toată lumea asta îi, îi, îi rea atunci când noi ne simțim rău și descurajați. Suntem ca și bunicul ăla care a dormit și în timpul somnului au venit copiii și au dat cu cremă de ghete la mustață. S-a sculat bunicul și a zis, putea ceva în casa asta. S-a dus în camera pe cine zice, miroase și aici rău, ești afară. Toată lumea asta miroase rău, nu? Când ai ceva pe mustață, toată lumea miroase rău, nu? Toată lumea miroase rău. Nu vedem realitatea corect. Nu mai vedem bine. Doamne, eu am rămas singurul și Dumnezeu spune, îmi pare rău să spun, dar mai sunt vreo șapte mii care nu și-au plecat genunchii. Vreo șapte mii. Apropo de asta, eu întotdeauna m-am gândit așa cu, cu amărăciune la realitatea asta. Când ești descurajat și te simți singur, și știi că mai sunt șapte mii, nu e normal să te întreb, unde să ăștia, domnule? Nu? Unde să ăștia, domnule? Nu? De ce nu vin să zică și ei ceva, să voteze și ei, nu? Sau să, să mă apere, să spun un cuvânt cumva, Să-i văd că sunt aici. Unde sunt aia? Și ultimul lucru care vreau să menționez, la descurajare, viitorul arată fără niciun fel de speranță. Pentru Ilie, lucrarea lui s-a terminat. Am avut mari nedești că la Carmel, când o să vină foc din cer, toată țara o să se pochească, Ahab își dă de demisia, Izabela fuge înapoi în Sidon, uh, Marii preoți revin la templu, reconstruiesc templu și facem o religie de nea adevărată și numai lui Jehova ne închinăm. Și nu s-a întâmplat nimica, domnule. Nu s-a întâmplat nimica. Pentru Israel nu mai este nimic, nicio speranță la orizont. Nu conjurați de norul descurajării, viitorul apare fără nicio speranță. Negru. Știți că Dumnezeu vrea să ne scoată din valea asta descurajării și El este singurul care poate să o facă? În minutele care urmează, vreau să vă spun câteva uh, lucruri care le face Dumnezeu pentru Ilie să-l scoată afară de acolo. Uh, numărul 1. ca să scoată afară din descurajarea în care se găsește, Dumnezeu știe că primul lucru, Ilie să trebuie să mănânce bine și să doarmă. Asta, asta este tot. El este epuizat fizic, mental, emoțional. Trebuie să mănânce și să doarmă. Asta este clar. Mâncare bună și somn. Concediu. Știți că regula asta extrem de banală, cei mai mulți dintre noi o neglijăm. Noi ne odihnim muncind, așa e? în satul nostru era o poveste foarte simpatică. Un om bogat a, a chemat la clacă niște oameni săra să-i sape porumbul. Și i-a dus acasă la 12 și le-a dat de mâncare. Și acum bietul român, după ce mănâncă, a vrut să tragă un pui de somn vedeva la umbra unui nuc. Un... Așa cum era obiceiul, nu? Da, bogatul le-a zis, uite, până vă odihniți, săpați și cartofii din grădina mea. Și ăștia s-au dus nervoși și a săpat. Au băgat sapa sub ei și am gropat frumos și au rătat bine până a doua zi. A doua zi toți cartofii erau morți a bogatului. Și bine au făcut. Nu? nu, nu ne putem odihni muncind. Nu Numai comuniștii sărbătoreau prin muncă. nu așa? sărbătoream prin muncă, Paștele sărbătoream prin muncă, toate sărbătorile sărbătoream prin muncă. Nu așa? Petrică spunea cu așa eroism, unul dintre păstori zice, de 10 ani n-am făcut niciun concediu. Bravo! Ai bani de doctori. Și au avut bani de doctor, că le-a făcut pe toate concediile astea într-un singur an. A stat prin spitale, prin sanatorii, Vorbea singur pe stradă. Dumnezeu știe, exact. Tendința noastră atunci când suntem la pământ este să ne întățim eforturile. Nu? Să ne rugăm mai mult, să postim mai mult. Cred că ai nevoie un pic de mai mult somn și o mâncare bună, supă de tăiței. Asta ai nevoie normal. Dumnezeu nu este așa de spiritual cum credem noi. Nu, nu ia să Elie, post și rugăciune de acum încolo. Dumnezeu știa exact de ce are nevoie Elie. Are nevoie de mâncare, i-a făcut turte și i-a dus și apă. Găseau un ulcior și o turtă la cap. Mănâncă Elie, culcă-te Elie, a doua zi iară, mănâncă, culcă -te trei zile, a tot mâncat mâncarea lui Dumnezeu și s-a odihnit și apoi a avut energie 40 de zile să tot meargă cu hrana pe care a dat-o Dumnezeu. După aia poți să intri la activitate, dar prima dată trebuie să te odihnești. Știți că sabatul este timp de recreere a energiilor consumate într-o săptămână? Știți că Dumnezeu s-a gândit la chestia asta? Ar fi bine să respectăm. Nu, dar noi nu mai avem. Sâmbătă o țin vinere o țin musulmani, duminică o țin pocăiții, nu? Pentru mine e cea mai grea de muncă din săptămână, duminica, nu? Aia, da, am duminica, mea luni. Mm -hmm. Încercați să respectați una din cele șapte, să vă odihniți, pentru că așa ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu vine în mod personal să-L încurajeze pe Ilie. Stă de vorbă cu el. Lasă pe Dumnezeu să-ți vorbească în momentul acela. Deschide cartea lui Dumnezeu. Găsește-o. Dacă, așa cum am auzit, e pierdută pe undeva, caută-o și găsește-o. Deschide-o. Dumnezeu este gata să-ți asculte plângerile. Dacă trebuie să te plângi, plânge-te la el. Nu te plânge la oameni, că și așa nu te înțeleg și nici nu te pot ajuta. Cei mai mulți o să se bucure, no, bine, bine, o, o dane cazul peste el, bine. Era normal să ajung aici. la a bătut Domnul. plânge la Dumnezeu. Ilie spune așa, Doamne, am lucrat din greu pentru Tine și tot oamenii Te-au respins. Am rămas numai Eu, singurul care să Te slujesc din toată națiunea asta. Și acum vor să mă omoare și pe mine. Dumnezeu nu se supără să-i spui și uh, ideile tale false și greșite, pentru că El știe cum să ți le corecteze. Nici noi nu ne supărăm când ne auzim pe copiii noștri că spun câte că o trăznaie, nu-i așa? Iată câteva lucruri care putea să le schimbi tu. Ar putea, de exemplu, să schimbi atitudinea. Să nu mai te autocompătimești atâta să-ți de milă, faci un piripare. nu? Cum spun americanii. Faci o petrecere în care ai așa o milă de tine că o savurezi. Ar trebui să schimbi timpul de odihnă. uite te în programul care l ai. Vrei să bagi lumea asta în aia, la altă? Nu? Ia-o mai, mai încet, În al treilea rând, Dumnezeu și-a renoit relația cu Ilie, relația personală. Să prezinte Dumnezeu și îi vorbește în susurul acela blând. Îi descopere Dumnezeu cum vorbește El, nu prin tunete și fulgere. Pentru că Ilie asta credea că Dumnezeu acum vorbește, numai prin trăznete, foc din cer, proroci omorâți revoluție. Nu? Și acum Dumnezeu îi spune, Ilie, eu pot să vorbesc și altfel, așa încet, frumos, blând, să mă auz, să-ți intre în suflet. Și apoi Dumnezeu îl trimite înapoi la lucru pe Ilie. Înapoi la lucru. Îi dă înapoi ce are de făcut. Dute, unge împărați, lucrează în continuare ca proroc, te voi folosi în continuare la schimbarea lumii în care tot te găsești. Și ultimul lucru, Domnul îi dă pe cineva ca să îi slujească. Primește ajutoarele pe care ți le dă Domnul acum. Ai nevoie de un Elisei. Ai nevoie de un Elisei. Caută un Elisei. Împarte cu el jugul. Împarte cu el povara. Nu mai du singur. Acestea sunt lucrurile care le-a fă le făcut Dumnezeu să-l scoată pe Ilie din valea aceasta a descurajării. Vreau să închei cu uh, două afirmații care cred că o să ne prindă bine. Schimbă ceea ce se poate schimba și ai încredere în Domnul pentru cele ce nu le pot schimba. Uită-te la realitate și fă o listă, două coloane. Lucru care le pot schimba eu, lucru care le schimbă Domnul. schimbă acelea pe care poți tu să le schimbi. Și ai toată încrederea în Dumnezeu că El o să schimbe alea care tu nu poți să le schimbi. Anyway. Nu poți să schimbi inima soțului sau a soției tale. O, poate schimba Dumnezeu. Nu? Dar poți să schimbi tu inima ta, poți să schimbi comportamentul. O să schimbi atitudinea, modul în care vorbești cu ea, ora la care vii acasă, nu? implicarea în activitatea familiei. Nu o să se sperie nimeni dacă te pui să speli vasele sau să ajungi să curățe cartofi. Asta le poți schimba tu. Și apoi, roagă-te, și ai încredere în Dumnezeu să schimbe El ceea ce tu nu poți să schimbi. Și ultima afirmație cu care vreau să închei este asta. Doamne, roagă-te cam așa. Doamne, azi nu se poate întâmpla nimic pe care tu și cu mine să nu putem face față. Nu se poate întâmpla nimic ca noi doi, eu și cu tine, să nu facem față la ceea ce se întâmplă astăzi. Și vei vedea? că descurajarea va fugi de la tine și din casa ta dacă ai o asemenea rugăciune și o asemenea atitudine. Tu cu Dumnezeu puteți face față la toate greutățile care le vin. Dar când te simți singur, când fugi, când te ascunzi sub binupăr, când crezi că nu mai e nicio șansă, atunci ai o problemă serioasă. Dumnezeu poate să schimbe lumea. Tu cu El poți să schimbi lumea. Mama Tereza, înainte să ajungă, Mama Tereza a fost o călugăriță slăbuță, undeva de prin Albania, unii zic că este de origine aromână. Era călugăriță începătoare și s-a dus la stareța mănăstirii și a spus: Eu vreau să construiesc un orfelinat. Fain, a zis, mă bucur de viziunea care o ai, dar știi că pentru un orfelinat, Uh, e nevoie de foarte mulți bani. O, oh, am bani, a spus el. am mâna în a scos, am 50 de cenți. 50 de cenți. <laughs> o umblat o râsă pe stareța mănăstirii și 50 de cenți. Și da, da, uh, eu sunt în în, într-o aventură cu Dumnezeu. Ok? Ăștia sunt banii mei, restul sunt banii lui și noi facem, noi doi, eu cu Dumnezeu facem orfelinat. Wow! Asta înseamnă credință. Tu și cu Dumnezeu sunteți majoritatea. Tu împreună cu Dumnezeu nu poți să ai situații care nu se rezolvă. Stai partener împreună cu El. Când fugi, când te izolezi, vine disperarea, vine deznădejdea și deznădejdea a distrus foarte mulți oameni. Deznădejdea duce la Depresie, despre care vom învăța după masă depresia lui Ilie. Depresia care face să cadă foarte mulți viteji. De fapt, acesta este și subiectul predicei de seară, cum cad vitejii. Uneori nu cad în, frunt, în, în fața dușmanilor, în fața armatelor dușmane, cad în depresie. Și depresia este dușmanul numărul unu a marilor oameni și a oamenilor lui Dumnezeu și trebuie să învățăm cum să ieșim din ea, din viața lui Ilie. <fixi>